Sunt Ana Maria Pandele, sunt actor la Teatrul Național, reprezint în cadrul acestui târg Asociația Culturală Pentagon. O singură vorbă am să vă spun despre asta. Puțin mai încolo o să avem un stand al Asociației Culturale Pentagon, unde copiii din diverse școli și grădinițe din acest oraș vor veni zilnic în intervalul orar 14-16:30 și vor construi obiecte specifice de Crăciun. Toate aceste obiecte vor fi vândute în cadrul târgului și banii strânși din vânzarea acestora vor fi donați copiilor aflați în perioada sărbătorilor în spitalul lui Țurcanu. Este a doua ediție a poveștii noastre de Crăciun despre cum să fii mai darnic și mai bun, care anul acesta sper să aibă sprijinul tuturor celor din expoziție. Moș Crăciun! Aha, uite, se vede Moșul Crăciun! Moșule! Oh, săracu! Goran, dă-te! Bine ai venit, Moș Crăciun! Hau, 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 spune moșul. A reușit să vină, înseamnă că am fost cu toții cu minți și a 15-a ediție a Târgului de Crăciun poate să înceapă. Cu toții îl așteptăm pe Moș Crăciun. Îl așteptăm împreună la Centrul Regional de Afaceri între 14 și 19 decembrie. Poveste de Crăciun despre cum să dăruiești și să fii mai bun. Suntem pregătiți, da? Pregătiți? Doar o dată Crăciun, să te bucur de tot ce e în jur. Am pregătit palmuțele? Și ce facem cu ele? Ce facem cu palmuțele? Și iată că momentul s-a produs. Începând din această clipă, târgul este oficial deschis. Ne aflăm, dragii mei, vă spun tuturor, la 15-a ediție a Târgului de Crăciun. Anul acesta, ca și în toți anii anteriori, întreaga echipă a Direcției de Expoziții și Târguri a muncit pentru ca programul Conex și pentru ca întregul arsenal de firme care se află aici să fie toate la locul lor, să fie toate mulțumite și toată lumea să întâmpine Crăciunul așa cum se cuvine. Aș dori să invit alături de mine pe doamna Mariana Nicoară, director al Direcției de Expoziții și Târgu, pe domnul Florin Geamănu, director al Centrului Regional de Afaceri. De asemenea, invit alături de mine pe doamna profesor universitar doctor Mariana Brandl-Gierger. Și de ce credeți că invit alături de mine? Întâi pe domnul director ca să ne adreseze câteva cuvinte și apoi ca să tăiem acea panglică tricoloră care va deschide în mod oficial târgul de Crăciun. Domnule director? Bună ziua! Voi încerca să fiu cât mai scurt pentru că sărbătorile sunt un bilet de bucurie și cei mai importanți sunt copiii care așteaptă în continuare la corazón salvaje, deja de pensar
Thank you.